În contextul în care vă reamintesc, în cazul Roșia Montană, suspansul s-a terminat, dar scandalul de-abia acum începe. Au curs acuzațiile din partea opoziției astăzi. USR sesizează autoritățile din Canada și DNA pentru manipularea pieței de capital în cazul Roșia Montană. Stăm de vorbă în continuare despre acest subiect alături de noi prin telefon și le mulțumesc de pe acum. Claudiu Năsui, vicepreședinte USR, fost ministru al economiei. Vă mulțumesc, bună seara! Bună seara! Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt Partidul Social Democrat. Vă mulțumesc, domnule Romașcanu! Bună seara, mulțumesc și eu! Și de asemenea Otila Corodi, fost ministru al mediului. Bună seara! Bună seara! Domnule Romașcanu, am să încep cu dumneavoastră. Așadar, USR-ul sesizează autoritățile din Canada, Direcția Națională Anticorupție, acuză manipularea pieței de capital în cazul Roșia Montană și spune negru pe alb. PSD-știi au făcut bani, spune domnul Drulă. Cum a fost primit verdictul referitor la cazul Roșia Montană în sânul socialdemocraților? În sânul societății a fost primit foarte bine, pentru că am scăpat ca prin urechile acului de o foarte mare penalitate, probabil cea mai mare din istoria arbitrajelor. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt simple. Dacă are cineva vreo dovadă că s-a manipulat piața de capital, să facă această dovadă publică și cei care au făcut așa ceva să plătească. Eu am sentimentul că toată jalea pe care o văd eu din partea dreaptă a eșichierului politic are ca fundament faptul că au pierdut foarte mulți bani din câștigarea acestui proces. Nu poți să fii atât de supărat când un lucru se termină bine pentru România. Și vă spun, a vorbit domnul Nicuș Ordan mai devreme, manipularea a fost și am văzut-o cu ochii liberi atunci când domnul Băsescu, străbunicul aliatului dumnealor de astăzi, domnul Tomac, spunea că să se exploateze, venea domnul Boca să nu se exploateze, într-o zi scădeau acțiunile, într-altă zi creșteau acțiunile. Acum primul ministru a făcut decât să se pregătească pentru o eventualitate. Dacă noi și-am fost apărați bine, se lua în calcul de către Curtea de Arbitraj faptul că Roșia Montană Gold Corporation trebuia să-și obțină autorizațiile de exploatare și n-au făcut-o, câștigam noi. Dacă luau în calcul faptul că statul român ar fi împiedicat exploatarea prin înscrierea în UNESCO, câștigau ei. Din fericire au câștigat avocații noștri și România a scăpat de o mare problemă. Și în concluzie vă spun un singur lucru. Singurul politician, absolut singurul politician de care eu știu care interesă în zona Roșia Montană prin acțiunile deținute este Cătălin Drulă. Punct. Domnule Romașcanu, a fost o greșeală că membrii guvernului, premierul, ministrul de finanțe s-au antepronunțat înainte de verdict, s-au pronunțat înainte de verdict în privința opțiunilor pe care România le are doar în cazul în care pierde, că s-au pronunțat în mod public, că se pregăteau în spatele ușilor închise, e una, dar faptul că au avansat mai multe variante în spațiul public, de la eșalonarea datoriei până la referendum, a fost asta o greșeală? Păi am câștigat, deci n-a fost nicio greșeală pentru că nu există nicio consecință, dar pe fond, când ești prim-ministru al României, trebuie să pregătești populația, pentru că domnul prim-ministru n-a spus pierdem. A zis, cine plătește în caz că pierdem? Pentru că exista și această eventualitate. Eu, ca fost ministru al culturii, în toate ieșirile mele publice, am spus că ar trebui să primim ca penalizare maxim investiția Gold Corporation acolo și în media ce au făcut. Dar faptul că s-au făcut aceste declarații... S-a pronunțat și mai mult în favoarea noastră, ceea ce e un lucru foarte bun. Faptul că s-au făcut aceste declarații la nivel public poate fi considerată o influențare a ceea ce se întâmplă pe piața bursieră, o manipulare până la urmă? Singurul beneficiar pe care eu îl cunosc, dacă pierdea statul român acest arbitraj, era Cătălin Drulă. Prin acțiunile deținute la Swiss Capital, care deține acțiuni la o companie care e unul din cei mai mari acționari al lui Gold Corporation. În rest, nu există nicio dovadă și este o aberație cât domnul Drulă de mare, pentru că eu nu pot să cred că domnul Drulă nu are o rezervă de bucurie pentru că statul român a scăpat de această penalitate. Da. Deci eu cred că e singurul beneficiar, era singurul beneficiar, acum e trist,
că n-a reușit să beneficieze. Domnule Năsui, am văzut declarațiile de astăzi, inclusiv ale ministrului Boloș, care a spus despre decizia în cazul Roșia Montană, că avocații au spus că șansele noastre sunt minime și că ar fi o minune dacă am câștiga. Iată că minunea s-a întâmplat. Acest ton pesimist s-a simțit și în declarațiile oficiale ale politicienilor și desigur că aceste declarații au fost speculate la bursă. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Primul rând, care spune că sunt trei întrebări distincte și am văzut un amalgam între ele zilele astea. Deci una e întrebarea dacă trebuia sau nu făcută exploatarea și da, sunt argumente și pro și contra. Alta este întrebarea dacă înscrierea în patrimoniu UNESCO a fost de bun augur sau nu și aici iarăși sunt argumente pro și contra. Dar un lucru care este clar e că declarațiile acelea ante pronunțarea domnului Ciolacu de acum circa o lună a fost un lucru prost și a fost un lucru greșit care în mod vădit a influențat cursul în bursă. Pentru că de îndată ce a început să vorbească despre lucrul acesta și erau toate declarațiile, cum că facem și un referendum, cum că plătim în rate, cum că nu se știe dacă vor fi 2 sau 6 miliarde și sunt o serie întreagă de declarații care au fost făcute în mai multe zile, toate acestea au contribuit la un curs al acțiunii mult mai mare și noi ce spunem este că, bun, nu am dovada că domnul Ciolacu sau cineva din PSD a făcut el o tranzacție acolo să beneficieze de pe urma ei, dar ce spun este că din cauza acestor declarații mincinoase, în mod cert s-ar fi putut face câteva averi. Asta am cerut noi astăzi ASF-ului din Ontario, deci practic reglementatorului piețelor financiare din statul Ontario. În Canada reglementarea se face la nivel de stat și nu la nivel federal, să verifice exact lucrul acesta, pentru că ei sunt abilitați să facă lucrul acesta, să vadă exact care au fost acele tranzacții. Nu de alta, dar exact în ziua următoare primei declarații a domnului Ciolacu cum că pierdem procesul, volumul tranzacțiilor a crescut de 20 de ori fix pe acțiunea RMGC. Și cei care de fapt au pierdut probabil bani, că l-auzeam pe domnul Romașcanu, să știți că mă uitam, Tradeville, care este unul dintre mari brokeri din România, spunea că este pe locul 7 la deținerile acționarilor lor, deci a românilor care au acțiuni, era Roșia Montană. Deci, practic, oamenii din România care au pierdut bani. Acum, vreau un lucru să fie foarte clar. Cu toții ne bucurăm că România a câștigat procesul. E foarte bine că am avut avocați buni și că s-a câștigat acest proces. E o victorie și ne-a trecut glonțul pe la ureche. Dar întrebarea este dacă acele declarații care s-au dovedit a fi mincinoase și bine că au fost mincinoase, că am câștigat tot procesul, au fost de fapt o manipulare a bursei sau nu. Da, Otila Corodi, vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că ați așteptat până acum. Una dintre declarațiile... Mersi pentru invitație. Nu pot, voi putea sta foarte mult, am o ședință. Da, foarte, foarte scurt trecem la subiect. Una dintre declarațiile dumneavoastră de astăzi descrie entuziasmul cu care ați primit verdictul referitor la Roșia Montană. Nu-mi vine să cred, mă bucur ca un copil mic, mai ales în contextul în care interacțiunea cu această companie v-a făcut să vorbiți în trecut despre presiuni politice și jocuri murdare. Dar v-a surprins verdictul? A fost o surpriză plăcută pentru că totuși vorbim de o curte de arbitraj, nu vorbim de o instanță din România, nu vorbim de o instanță europeană unde legile care reglementează tot zona administrativă și de mediu sunt prioritare. Pentru curte de arbitraj totuși pot fi nuanțe care în cazul în care este o situație cum este situația Roșia Montană poate să ducă la o decizie nefericită. Eu sunt foarte bucuros pentru această decizie, pentru că până la urmă și o curte de arbitraj a confirmat ceea ce noi la Ministerul Mediului de la început am zis. Dacă această companie nu respectă regulile, n-are cum să facă o investiție care nu ar fi în siguranță pentru că nu respectă legislația de mediu și nu respectă procedurile legale din România. Care sunt cele mai dure momente pe care vi le amintiți din această luptă pe care ați dus-o? Unul din momente a fost acela când m-au dat în judecată cu o daună de 1 milion de euro în 2008 și care a durat câțiva ani de zile. Un alt moment dur a fost când în 2012, când am depus mandatul de ministru al mediului din nou la punerea jurământului, domnul Băsescu a intrat în mine de la microfon foarte dur și cumva a dat de înțeles destul de riguros că ar trebui să avizăm cât mai rapid această procedură. Și asta au fost și alte despre care nu pot vorbi pentru că sunt presupuneri și prea multe lucruri se converg în a simți că au fost o presiune pe această temă.
Dar sunt și momente de bucurie când oameni simpli de la Ministerul Mediului, văzând chiar și o speță atât de complicată, și-au dat semnătura și acordul ca să mergem pe dreptatea legislativă, adică a procedurilor și a legislației din România. Sau angelul de mediu care în procesul care a fost intentat împotriva mea s-a alăturat alături de mine, împotriva companiei, pentru că este anormal să fie o presiune asupra unui om care a luat decizii statul român din partea companiei de nevret. Și altele și altele campanii media, dar de aceea sunt atât de bucuros pentru că s-a confirmat că nici statul român n-a pierdut, nici el n-a pierdut împotriva acestei companii. Da, ministrul Boloș a spus despre cazul Roșia Montană, cum spuneam mai devreme, că avocații au spus că șansele sunt minime și că ar fi o minune dacă am câștiga. Dumneavoastră erați de aceeași părere, cunoscând speța? Eu cred că, fiind o curte de arbitraj, precauția era necesară, dar și o comunicare prea mult a dăunat cauzei în ultimele luni. Adică tu poți, trebuie să vorbești despre toate scenariile. Este normal. Dar pe de altă parte am învățat ceva pe speța Roșia Montană. Vorbești scurt la obiect, pentru că orice propoziție în plus afectează orice proces. Ce ar fi însemnat scurt și la obiect, domnule Corodi? Scurt și la obiect spui dacă câștigă România asta înseamnă, dacă pierde asta înseamnă punct. Dacă presa tot te întreabă, spui, alte comentarii nu fac până nu vine verdictul, pentru că e normal ca și guvernul României să explice scenariile. Dar câteodată este păcat că poate unii decidenți, nefiind obișnuiți cu speța Roșia Montană în general, în acești 16 de zile, nu reușeau să spună câteodată, nu mai comentez. Da, le mulțumesc foarte mult invitațiilor mei.